cred că e momentul să dăm startul unei schimbări și să avem un om nou într-o administrație pe care o vrem nouă, odată cu acest an electoral efervescent. Candidatul propus pentru primăria municipiului Giurgiu este Liliana Ciobanu, iar pentru președinția Consiliului Județean, Dan Cosmin Badea, cu o carieră în avocatură de 19 ani. Secretarul general al Partidului Umanist Social Liberal are convingerea că noii candidați vor pune lucrurile la punct pe scena politică și vor avea curajul să-și asume candidaturile. Avem demnitate, onoare, curaj. Eu vă spun că vin cu o inimă bună și cu un suflet mare. Vom avea foarte mult de muncă. Va fi cu totul și cu totul altceva. Voi decide de una singură ce voi face în Giurgiu. Nu voi avea pe cineva care să mă tragă sforile în spate. Vă am pe voi, pe voi giurgiuvenii care vă doriți schimbarea. Promisiunea candidatului umanist pentru președinția Consiliului Județean Giurgiu a fost una singură, că va face politică doar pentru oameni. Am dat totul în această carieră mea și în toate dosarele pe care le-am avut. De aceea am intrat în politică pentru a da totul. Am găsit această echipă a Partidului Umanist Social Liberal care are aceste principii fundamentale și de bază care spun că este ale poporului nostru, demnitate, onoare și curaj. A venit clipa în care trebuie să spunem pe nume. A venit clipa în care nu avem frică de nimeni și de nimic, pentru că uniți, cei care sunteți nepăstuiți și cei care ați suportat acești 30 de ani de tranziție, dumneavoastră contabilizați, dar n-ați conștientizat încă că dumneavoastră sunteți și Curtea de Conturi al Politicienilor.